Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene consfințit în tratate, precum și unul dintre obiectivele și sarcinile Uniunii, iar integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate activitățile sale reprezintă o misiune specifică inclusiv și a Republicii Moldova. Cu toate că disparitățile de gen s-au diminuat în ultimele decenii, în țara noastră persistă inegalități și provocări în mai multe domenii esențiale. În clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova nu există noțiunea de tâmplară, deși persoana care face mobile și alte obiecte din lemn ar putea fi și de gen feminin, inclusiv dicționarul explicativ al limbii române exclude din start femeile din această meserie. Care sunt meseriile îmbrățișate mai mult de femei sau de bărbați? Vedeți în reportajul următor. O gaură acolo la mașina de burgheiat. Se face aici o gaură, din care se execută a doilea gaură. Vasile Bulgac din Căușeni, de 32 de ani, activează în calitate de maestru instructor în școala profesională din orașul Căușeni. Deși de mai bine de 3 decenii bărbatul predă specialitatea în confecționarea obiectelor din lemn, în toți acești ani, dascălul afirmă că nu a avut nicio fată care și-ar fi dorit să îmbrățișeze această meserie. Chiar dacă în Federația Rusă și prin statele europene a văzut multe femei care stau la strung, moldovencele, prin definiția meseriei de tâmplar, sunt excluse din această profesie. N-am avut. Sincer. Se vede cu utilajul e greu la fete. Iacă în Federația Rusă, eu am văzut femei care lucrează la strunguri, la diferite mașini de astea, dar la noi, la tâmplari, n-am avut fete. Partea teoretică e și ceva din partea practică, unde nu sunt momente de greutate, de asta s-ar isprăvi. Tâmplar în construcție, el trebuie să facă un acoperiș, trebuie să facă un foișor, trebuie să facă asta, ar suie fata și apăsară să țină lemnul și ala. Acolo sunt și momente care sunt fizic sunt cum? Sunt grele pentru doamnă, o domnișoară să ridice brusul ăsta sau să monteze un căprior, așa lași m-a urlat și așa. Deși recunosc că femeile ar face față profesiei, instructorii școlii profesionale afirmă că ani la rând doar băieții depun cereri de înmatriculare la meseria de tâmplar. Ei afirmă că specialitatea este una conexă și ar putea fi accesibilă și pentru fete. Avem și meserii la 3 ani de zile la tâmplar universal, operator la mașini de prelucrat lemn. Partea femenină la partea conexă, adică la 3 ani de zile, ar face treaba. Aici e specific, aici pe femeile, poate mai îndrăzneță, da, dar mai puțin șansă. Dar, într-adevăr, în atelier, la mașini de prelucrat lemn, lucrează, chiar am fost la Rusia, chiar lucrează femeile mai mult, chiar mai mult femei unde am fost într-un atelier, un atelier unde se fac jucării, mai mult femei erau. Dacă stereotipurile stricăm care erau de pildă încă, eu supot că dacă o parte feminină ar dori așa profesie, că am avut a fost caz că fata a vrut, dar părinții nu erau la voie. Și într-adevăr, la timpul dat, în momentul ăla, era... A mea, într-adevăr, îți dă voie. Școala numărul 4 de la Chișinău au fete la așa meserii, așa că tot ce e posibil și noi timp să avem fete între rândurile lemnarilor. Cei mai șocanți de această situație au fost băieții care, după absolvirea unei clase mixte din școală, au ajuns într-o grupă plină doar cu reprezentanții genului masculin. Ei afirmă că și fetele ar putea face ușor față tuturor provocărilor acestei meserii. Dacă omul are interes, nu depinde de gen. Dacă omul are interes, el a să însușească meseria asta. Suntem 16 băieți, ne împăcăm foarte bine. Dacă îți place profesia, meseria la care ai ales, îți primești foarte ușor. Cam e greu pentru fete. Băieții au culoare și fetele au culoare. Totuși, în societatea modernă, fetele și băieții au preferințele lor atunci când vine vorba de profesii. Deși dicționarul explicativ al limbii române ne oferă ambele forme de gen la profesiile de croitor, croitoreasă sau sudor, sudoriță, în ultimii ani, nicio fată din Republica Moldova nu a optat pentru a îmbrățișa profesia care se ocupă de efectuarea lucrărilor de sudură.
specialitate electrogază sudor, adică învățăm cu semi-automatul, cu metali colorate, metali simpli, adică au posibilitatea de a efectua mai multe procedee de sudare. Adică e legat și cu metalul, că trebuie tărit și țavă și plăci și poate atâta și fetele nu doresc. Ele nu vor, adică ele aleg mai mult specialitatea de cusători, ori de bucătar, dar la noi, din păcate, nu. Mai vin și la tincuitori, mai sunt, dar la noi nu. Pentru o domnișoară, așa profesie, se dă greu. Pentru un bărbat e mai mult efort fizic aici. În același timp, fetele dau preferință specialităților care se ocupă cu arta frumosului. În grupele de croitorese nu găsim niciun băiat. Avem două grupe de fete, numai de fete, să zicem. Încetul cu încetul, grupele de bucătari care erau prealabil, numai fete, deja vin mai mulți băieți și deja sunt 50-50. În rest, majoritatea grupelor din specificul profesiilor sunt de băieți. Și în arta modelingului există preferințe de gen. Aici avem noțiunea de modelier-modelieră. În industria modei, de cele mai deseori se implică însă femeile. La moment, în Moldova în special, încă suntem la etapa în care fetele și moda sunt mai conectate, dar e foarte important ca și băieții să fie incluși în aceste activități și designerii să creeze mai mult pentru băieți și în modul ăsta, deci eu cumva m-aș referi de fapt la un pic la alt domeniu, eu mi-aș dori ca în general bărbații în Republica Moldova să se îmbrace mai îndrăzneți, să experimenteze, să nu le fie frică, pentru că situația pe care o avem are cauze complexe, da? Bărbații nu cer modă, nu cer modele mai sofisticate, respectiv designerii nu le propun și ar trebui să se întâmple o schimbare din ambele părți și designerii să ia în considerație această audiență și bărbații să fie mai deschiși la culori, la modele, pentru că hainele sunt un mod de a ne exprima personalitatea și nu ar trebui să fie un dezechilibru atât de mare pe cum îl avem în Moldova. Fetele sunt foarte fashionable, da, foarte la modă, dar băieții ignoră prea mult acest aspect. Deci eu mi-aș dori mai multă egalitate, de fapt, în societate și cred că asta va duce la consecințe că vom avea egalitate și pe podium. Dacă e să analizăm majoritatea prezentărilor de modă, inclusiv cele din Republica Moldova, putem vedea cu ușurință că podiumurile sunt acaparate de femei. Большинство известных дизайнеров мировых это мужчины, большинство самых лучших поваров это мужчины. И я думаю, что нам нужно помочь именно мужской части населения развиваться в плане моды тоже. Я думаю, что это очень важно. Дать им возможность также высказывать своё видение, как должен выглядеть мужчина, но также и мужчины могут создавать коллекции для женщин, ведь все, что мы делаем для них. Stilistele și make-up artistele din țara noastră recunosc că industria modei este plină de femei, iar bărbații, deși la mare căutare pentru prezentarea diferitor ținute, nu prea optează să se implice în această meserie. Почему-то они боятся идти, боятся пробовать. Им кажется, что это не для них, больше для девочек, но на самом деле нет. Это такое унисекс сфера, где все нужны и разный возраст, от 5, там, допустим, до 80 лет, и девочки, мальчики, абсолютно все. Поэтому мы их приглашаем, несмотря на то, что их мало. Нет разницы в гендерном происхождении, поэтому модель используется и так, и так. Оно нейтрально. Каушенинии рекунос, ка atunci când vine vorba de meserie, există preferințe de gen. Indiferent dacă e sudor, sudoriță, modelier sau modeliere, clasificatorul ocupațiilor oferă astăzi o egalitate în acest sens. S-o fac poți să iasă de sudor în medică. Femeia și bărbatul nu mai poate să ducă polițistul. Dar altceva și că tencuitorul n-ați mai duc femeia, tencuitorul nu mai este. Nu mai croitorează, dar croitorul precis nu se duce. Stereotipul de mai de mult, dar acum ultimul timp femeia cam mai mult o dă pe lucru bărbatesc decât сварщики, девочки-сварщики тоже есть. А вот насчет по мебели, да, больше всего идут мужчины. Но почему, не знаю.
Ну, есть девочки, которые занимаются именно вот декоративным деревом. Вот что-то делают из дерева. Там всякие игрушки, всякие вот вырезки. Есть тоже девочки. Ну, конечно, там шкафы, одно другое там девочки. Это электрики. Если подумать, то нет, я не встречала женщин-электриков. Токари тоже я не видела. Конечно, должны. Если девочка хочет пойти в токари, почему ей запретить и не дать ей такую возможность, если ей нравится такая профессия? Все, конечно, возможно. Сейчас что, девочки работают и игрушечками тоже работают. Acesta este un subiect de dezbatere de ani de zile încă din antichitate, da? De când s-au pornit genul de profesie, da? Profesie noi, profesie vechi, sunt profesii care s-au modificat doar denumirea, dar au rămas aceeași specialitate, adică același funcțional, aceeași competențe. În profesie de ceea ce țin de egalitate de gen, eu consider că e și normal că nu orice profesie poate mânui femeia sau bărbatul, da? Măcar că necătând că în ziua de astăzi avem femei foarte bune polițiste, ceea ce cândva era straniu, da? Avem femei foarte bune șoferițe, chiar de troleibuse, care se sprevesc din minune și cineva spune că poate mai bine ca bărbații. Adică undeva femeile în ziua de astăzi își iau un avânt să încerce aceste profesie. Dar da, sunt sudorii, sunt lemnarii, care eu consider că femeia nu are aceste competențe. Oricum, femeia e feminină, femeia nu poate să-și arăte toată puterea, da? Că este o femeie puternică, măcar că consider că ar fi femei care ar face treabă și în profesiile astea. Dar, mă rog, nu putem să diminuăm, să șterbim din personalitatea, așa zis, a bărbatului, că bărbatul trebuie să fie bărbat. Și oricum sunt niște profesii care caracterizează anume bărbăția, da? Că e vorba de putere, e vorba de poate un lucru un pic mai murdar, da? Unii femei tot timpul vrea să sunt frumoasă. În Republica Moldova, legea stabilește obligația pentru angajatori să asigure egalitatea de șanse între angajați, femei și bărbați în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Specialiștii în probleme legate de egalitatea de gen recomandă tuturor angajatorilor să păstreze acest echilibru. Eu sunt încrezută că orice profesie aparține atât bărbaților cât și femeilor. Nu sunt profesii bărbătești și nu sunt profesii femeiești. Deci eu chiar îndemn designerii să pună accent și pe reprezentația fetelor, atât și băieților. Modelingul trebuie să fie accesibil și pentru bărbați și pentru femei, pentru că și aici este loc pentru egalitate de gen. Noi vedem pe podiumuri mai mult fete, femei, dar eu cred că totuși trebuie să punem accent pe faptul că dacă o să vedem mai mulți băieți pe podium, atunci cred că o să se respecte mai mult rolul fetei, o să fie înțeles altfel. Deci rolul ei nu o să fie distorsionat cum este acum în societate. Dar vom vedea că băieții susțin pe fete și viceversa. Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează dreptul la nediscriminare inclusiv pe criterii de gen.